Nu știu dacă e aceeași mamă pe care am mai filmat-o tot aici, dar văd că reacția oamenilor e aceeași. Dau bani și încurajează cerșătoria cu copiii în stradă. Când eu am chemat poliția, deja au trecut 10 minute. Oricum o să reacționeze un angajat al primăriei care se ocupe de ordinea publică. Și în timpul liber e epigramist. O să trec pe alături. Și nu o să aibă nicio reacție. Rușine, Gheorghe Bălici. Domnul epigramist mai tin că e la lucru azi. Și o să încaseze bani pentru muncă în afara programului obișnuit. O supraviețuit tuturor regimurilor și Urechean și Chertoacă și Codreanu și încă mult timp o supraviețuiască. E reprezentativ pentru nația asta. Mama cu copiii a fost avertizată, acolo e o rețea bine organizată și deja pleacă. Poliția când o să vină, o să găsească locul gol.